Ion, ce părere ai despre acest meci de astăzi? A fost un meci, spun eu, interesant pentru public. Au fost foarte multe faze fixe, faze departe. Practic, în ultimele 5 minute ne-am creat foarte multe oportunități, atât noi cât și echipa Zarea. Oportunități pe contraatac, pe faze fixe. A fost un meci cu suspans, un meci interesant pentru public. Cu părere de rău, n-am reușit nici astăzi să câștigăm. Am acumulat un punct în deplasare. Deja ne pregătim de următorul meci, care va fi miercuri, iarăși împotriva lui Zarea. Ce a fost la fază cu golul marcat de Stareș? De ce a fost anulat acest gol, deoarece decizia arbitrului cam stranie? Ce a spus arbitrul? Era acolo? Arbitrul a spus că a fost fault. Eu n-am observat, eram la prima bară. Urmează deja să vedem rezumatul, reluările care vor fi din diferite unghiuri. Nu pot să spun, n-am văzut faza pentru că eram la prima bară și n-am observat. În ultimele minute tot un moment foarte, foarte bun a scăpat echipa noastră. Nu a mers norocul. Ce acolo, cum crezi, ce s-a primit acolo când a ajuns? Iarăși, ca în primele două meciuri și chiar și în meciurile de pregătire, în faza de construcție avem momente foarte bune, dar când ajungem în fața porții, ori ultimul pas, ori ultimul șut, nu ne ajunge ceva. Puțină concentrare sau chiar noroc, dar noi creăm oportunități, dar nu reușim să marcăm. Cred că aceasta este problema noastră, cea mare la moment, foarte puțin marcăm. Urmează miercuri deja meciul cu Zarea în cupă. Cum crezi meciul de astăzi? Asta o să fie un folos echipei noastre, că a fost jucat? Desigur că o să fie un folos, noi e... Aceasta este singura șansă de a participa în Europa League ediția viitoare. A fost un meci în campionat care noi am analizat și vom analiza cum joacă, tactica lor, fazele lor fixe în atac, în apărare. La fel și ei vor analiza. Este un meci, aș spune eu, de campionat, dar în același timp, după acest meci, putem spune că deja ne pregătim pentru cupă. Meciul acesta din cupă, cum crezi, echipa o să joace mai ofensiv, acasă o să fie mai ușor de jucat cu acest adversar? E greu de spus. Se spune că campionatul câștigă echipele care atacă, cupa câștigă echipele care se apără mai bine. Așa că trebuie de jucat atent, tacticos, este o meci cu miză foarte mare, este o șansă de a ieși în semifinală, de a juca cu Dinamo Auto și, cum am spus, este singura șansă de a participa în Liga Europa. Este o șansă mică, dar alte șanse matematice nu avem, așa că trebuie să ne folosim de orice oportunitate. Suporterii din continuare așteaptă o primă victorie și înainte meciul acesta în cupă, ce poți să-i zici lor? Da, noi înțelegem perfect, nu doar suporterii așteptăm și noi, așteaptă și conducerea și staful tehnic, practic tot Chișinău, suntem singura echipă din Chișinău și toți microbiștii din Chișinău așteaptă o victorie din partea lui Zimbru. Cum am mai spus, creiem oportunități de a marca, dar ceea ce ne ajunge ultimul pas și ultimul șut. Nu marchezi, nu câștigi.